de la meciul cu Ungaria. Este clar că este un meci între două echipe care nu au îndeplinit ceea ce și-au propus atunci când au ajuns aici, însă va fi un meci dificil. Un meci cu Ungaria este mereu special din mai multe puncte de vedere. Sincer, lucrurile pe care mi le doresc de la meci este să arătăm mai bine decât am făcut-o până acum, pentru că în acest turneu cred că am jucat o repriză cu Polonia și una cu Norvegia, dacă e să privim lucrurile real. Care este starea de spirit a echipei înainte de întâlnirile cu Ungaria și Olanda? Suntem supărate, ăsta este adevărul, supărate că nu am reușit să câștigăm decât un meci, nu am reușit să jucăm mai bine așa cum ne-am dorit, însă încercăm să strângem rândurile și până la ora meciului să arătăm mai bine și cred că în puținul timp care ne-a rămas nu prea mai putem să punem lucruri la punct, însă cred că ar trebui să lucrăm mai mult și la atitudinea pe care o avem. Cum, de unde crezi că poate veni această schimbare de atitudine? Cum am mai spus, este un meci cu Ungaria și este special, iar plus nu mai avem nimic de pierdut. E clar că nu mai putem să ajungem în primele 6 echipe din Europa, ceea ce ne-am dorit. Și poate cu această presiune, dacă putem să spunem așa, luată de pe umerii noștri, vom putea să jucăm mai degajat. Care este cel mai important lucru învățat la acest turneu european până acum? Nu știu. Sincer să fiu, de când sunt la echipa națională, nu cred că au fost poate atâtea meciuri în care am pierdut, au mai fost, dar nici nu am arătat bine și jocul nostru cred că lasă de dorit, însă trebuie să învățăm să luăm puținele lucruri bune care au mai rămas și să mergem mai departe și eu în continuare mă bucur că pot să joc și să fiu aici, pentru că acum un an nu mi-aș fi imaginat că lucrul ăsta se va întâmpla. Câtă muncă trebuie să depui atât fizic cât și psihic ca să ajungi la un nivel, să reajungi la un nivel de care să fii mulțumit? Extrem de multă. Perioada asta și meciurile astea, întâlnirea cu cele mai bune jucătoare, mi-a arătat exact nivelul la care sunt. Nu știu dacă o să pot să mai ajung, însă măcar acum știu ce am de lucrat și o voi face. Cum te motivezi înainte de cum am mai spus, îmi aduc aminte prin ce am trecut și îmi aduc aminte că sunt norocoasă să fiu aici, să pot să am oportunitatea să joc și vreau să profit de fiecare minut pe care îl am pe teren. Au fost multe mesaje pozitive și multe mesaje de încurajare. Chiar dacă suporterii nu au putut să fie împreună cu noi în sală, așa cum ne-am obișnuit la atâtea turnee finale, ce a însemnat această energie totuși venită de la cei apropiați? Da, de când joc eu la echipa națională și am jucat în România, mereu am avut o galerie alături de noi și era mult mai frumos și mai ușor pentru noi, însă acei oameni au rămas în continuare și am primit mesajele lor, le mulțumim și ne pare rău că nu am reușit să-i facem mândri de noi și fericiți în acest an, însă eu cred că ei vor rămâne în continuare alături de echipa națională și că în viitor vom avea parte din nou de bucurii.
dacă ne uităm spre viitor și ne uităm spre obiectivele echipei naționale de anul viitor, de calificare la Jocurile Olimpice și de calificare la Campionatul Mondial, care sunt lucrurile pe care trebuie să le luăm de la acest turneu final și ce îți dorești tu pentru anul viitor? Este clar că ne dorim foarte mult aceste calificări, în special cea de la Olimpiadă. Am jucat cu Norvegia, un adversar pe care îl vom întâlni și în grupa de calificare la Olimpiadă. Putem să luăm prima repriză, să extragem lucrurile bune. Eu cred că totuși ar trebui să fim și realiști. Nu am mai jucat niciun, adică echipa națională n-a mai jucat niciun meci de la ultimul campionat mondial și cred că și acesta a fost un factor în jocul nostru și în ceea ce s-a întâmplat aici. Acum avem un reper, avem o idee despre locul în care suntem, ce avem de muncit, unde sunt celelalte. Avem nu știu, am jucat cu ele și acum chiar știm în raport cu celelalte echipe unde avem de muncit și ce avem de îmbunătățit și cred că ar trebui să extragem lucrurile astea și dacă chiar vrem să privim și o parte pozitivă, eu cred că asta ar fi, că acum știm exact ce avem de făcut pentru ca în martie, când vor fi meciurile pentru Olimpiadă, să fim pregătite.